Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Ziua de 29 iulie este ziua imnului național al României. însă discutăm astăzi tot despre primul război mondial, la fel cum am discutat și ieri. Pe data de 28 iulie 1914, în urmă cu 100 de ani, a izbucnit primul război mondial. De fapt, dezastrul a început pe 28 iunie, cu o lună înainte, în momentul când naționaliștii sârbi l-au asasinat pe moștenitorul austriac al tronului și pe soția lui. Exact o lună mai târziu, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, de unde a urmat o reacție în lanț. Materialul de astăzi este lectura câtorva texte compilate din publicația Strigătul de la miezul nopții, numărul 7, pe 2014. Scântea declanșatoare care a făcut ca situația deja tensionată în Europa să explodeze a fost atentatul de la Sarajevo. Sârbii naționaliști au asasinat în data de 28 iunie 1914 cuplul austro-ungar moștenitor al tronului, pe prințul Franz Ferdinand și soția acestuia Sofie. Atmosfera politică era deja foarte agitată. La fel ca și acum, revendicările teritoriale au generat un potențial considerabil de conflict. Adevăratul război nu se declanșase încă. Între timp însă, Austro-Ungaria a primit ajutor eficient din Germania pentru o lovitură împotriva Serbiei. Imediat după aceea, Rusia a anunțat o mobilizare a trupelor ei, concomitent cu retragerea resurselor financiare acordate Germaniei și Austriei, dând în plus asigurări ferme că nu va rămâne pasivă în cazul unui atac austro-ungar asupra Serbiei. Pe 28 iulie 1914, în urmă cu 100 de ani, odată cu declarația de război a austro-ungariei împotriva Serbiei, a început primul război mondial. În decursul a doar câteva zile, s-au mobilizat și Germania și Franța. În vest, conflictele au început în data de 2 august, fără nicio declarație de război, prin ocuparea Luxemburgului de către trupele germane. O zi mai târziu, formațiuni militare puternice au traversat granița către Belgia și astfel și Anglia s-a văzut nevoită să intre în război. 43 de ani de pace în Europa s-au încheiat în mod brusc. În zilele, săptămânile și lunile următoare, tot mai multe țări au intrat în război, inclusiv trupe militare canadiene și australiene și trupe coloniale din India și Africa, iar în cele din urmă și Statele Unite. Ceea ce se desfășoară astăzi sub ochii noștri, mai precis tulburările din Ucraina, pretențiile de hegemonie ale Rusiei, anexarea Crimei, trebuie să ne dea de gândit, deoarece se aseamănă foarte mult cu situația existentă înaintea declanșării primului război mondial, scrie Peter Malgo. Și autocratul rus, Vladimir Putin, și-a desfășurat forțele armate. În acea vreme, Rusia și-a folosit puterea economică prin retragerea din Germania a resurselor financiare. Astăzi, observăm o situație asemănătoare. Guvernul de la Moscova a crescut presiunea în conflict, amenințând să stopeze aprovizionarea cu gaz a Ucrainei. Prețul gazului a crescut în doar două zile cu 80%. Și aceasta nu este totul. Rusia nu va mai livra gaz Ucrainei decât dacă Ucraina va plăti în avans aproape 2 miliarde de dolari. Vladimir Putin a cerut ca Uniunea Europeană să preia datoriile de gaz ale Ucrainei față de Rusia. În caz de urgență, va fi pusă în pericol și aprovizionarea cu gaz a Europei. Vedem de la o zi la alta cum duritatea conflictului se amplifică. Probabil tot ce lipsește este un eveniment provocator, asemănător cu cel de odinioară de la Sarajevo, pentru a se declanșa o conflagrație mondială. Vedem dreptatea de partea noastră și vorbim despre ursul rus care își scoate ghearele. Rusia, din potrivă, consideră modul ei de a acționa ca fiind cel corect. În funcție de mass media care ne influențează de o parte sau de alta, consecința este că susținem o parte sau cealaltă. Imaginea aceasta a fost vizibilă și în timpul primului război mondial. În data de 6 august 1914, prima duminică după declanșarea războiului, Kaiserul german s-a adresat poporului german într-o proclamație spunând: Vom supraviețui acestui război împotriva unei lumi de dușmani. Germania nu a fost niciodată învinsă atunci când a fost unită, înainte cu Dumnezeu, care va fi cu noi, așa cum a fost și cu părinții noștri. Dumnezeu cu noi era scris și pe cataramele soldaților germani. Cu toate acestea și francezii, rușii și englezii l-au văzut pe Dumnezeu de partea lor și au apelat la ajutorul lui în mijlocul aceluiași conflict. Similar, între două persoane se poate ușor crea un conflict, un conflict grav, mai ales când fiecare crede că dreptatea este de partea sa. Evanghelistul Luca, în capitolul 12, relatează cum cineva vine la Domnul Isus Hristos și se plânge, Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Vedeți, stimați ascultătorii, Dumnezeu apelează întotdeauna la inima noastră și vrea ca noi să ne verificăm atitudinea față de aproapele nostru. Este posibil ca inima noastră să fie plină de gelozie, invidie și resentimente față de cel de lângă noi? Se întreabă Peter Malgo în acest material. Vă reamintesc, urmăriți rubrica la ordinea zilei, discutăm despre începutul primului război mondial. Ziua de 29 iulie este ziua imnului național al României deșteaptă de române, însă am ales să discutăm despre primul război mondial care continuă să influențeze gândirea chiar și în zilele noastre datorită darvinismului social, datorită prăbușirii unui set de Valori și datorită instaurării, în acel moment, a unei noi ordini în lumea de atunci. Se pare că motivul principal pentru declanșarea primului război mondial a fost nici mai mult, nici mai puțin decât respingerea creștinismului. În luna februarie a acestui an. Agenția Catolică de Știri a prezentat poziția academicianului și autorului George Weigel, care este de părere că declanșarea primului război mondial nu a fost provocată doar de controversele politice și de alianțele complexe intracontinentale, ci de materialism, darvinism social și de o respingere categorică a creștinismului. Conform lui Weigel, lumea vestică emancipată de odinioară era una în care în general se credea că europenii, stăpânii avansatei civilizații mondiale, pot crea o lume și un viitor fără Dumnezeul Bibliei. În acest sens, una din cele mai influente doctrine a fost teoria evoluționistă a lui Charles Darwin, care a marcat într-adevăr politica, știința și religia. George Weigel crede că lumea de astăzi ar putea învăța multe privind în urmă la primul război mondial. Studiind așa numitul Mare Război sau Primul Război Mondial, se pot observa cu ușurință consecințele unei îndepărtări de creștinismul cultural. Când o perspectivă centrată pe Dumnezeu este înlocuită de naționalism, darvinism social și lupta pentru putere, automat se dezvoltă o concepție distorsionată a onoarei în care etnicitatea altora este complet dezumanizată, scrie publicația Strigătul de la miezul nopții. O instituție foarte importantă creată în urma celui de-al doilea război mondial este Organizația Națiunilor Unite. În cartea sa intitulată Das Finale, sfârșitul, autorul Erwin Lutzer face referire la un zid integrat în complexul arhitectonic al clădirii Organizației Națiunilor Unite din metropola americană New York și la textul inscripționat pe acel zid. Acolo este gravată ultima parte a textului biblic din Isaia, capitolul 2, versetul 4. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug, și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Prima parte a acestui verset, care spune clar că Mesia va fi judecătorul neamurilor și că va hotărâ între un număr mare de popoare, lipsește. Din această inscripție de la Organizația Națiunilor Unite. Aici se vede că Națiunile Unite și-au asumat singure misiunea de a crea pacea fără intervenția și ajutorul lui Hristos. Astfel, zidul respectiv este numit zidul Isaia, dar lipsește orice indicație că împlinirea acestei profeții presupune venirea a doua oară a lui Hristos. Și nu putem să încheiem discuția de astăzi și de ieri pe marginea începutului primului război mondial fără a vorbi despre statul Israel. Cele două războaie mondiale se numără printre cele mai devastatoare evenimente din istoria omenirii. Pe cât de îngrozitoare au fost însă ele, amândouă s-au constituit în evenimente cheie în ce privește restaurarea statului evreu, afirmă Norbert Litt în publicația Strigătul de la miezul nopții. Primul război mondial a smuls garanția din partea englezilor că le vor acorda evreilor o patrie. În primul război mondial, turcii au luptat alături de germani împotriva englezilor. Un evreu de origine din Rusia, pe numele său Dr. Chaim Weizmann, a primit în anul 1910 cetățenia britanică. El a studiat în Germania și în Elveția, în anul 1901, Weizmann a ajuns asistent al Catedrei de Chimie a Universității din Geneva, iar în 1903 profesor de biochimie la Universitatea din Manchester. În timpul mandatului său ca director al Laboratoarelor Amiralității Britanice, în perioada 1916-1919, el a descoperit o metodă de producere artificială a acetonei, care este necesară pentru explozibili. Descoperirea aceasta a fost decisivă pentru faptul că englezii au câștigat războiul împotriva germanilor. Odată cu aceasta, ei au pus capăt și supremației de 400 de ani a turcilor în Palestina, iar în anul 1919 au obținut mandatul peste această regiune. În anul 1917, datorită lui Weizmann, a fost dată renumita declarație Balfour, în care englezii le garantează evreilor o patrie în Palestina. Ministrul de Externe britanic Arthur Balfour a declarat într-o scrisoare trimisă lordului Lionel de Rothschild. Guvernul maiestății sale privește cu bunăvoință înființarea unei patrii naționale pentru poporul evreu în Palestina și va face tot ce îi stă în putință pentru a facilita atingerea acestui cel, dar să nu se întâmple nimic care să poată contesta drepturile cetățenești și religioase ale comunităților neevreiești existente în Palestina sau drepturile și statutul politic ale evreilor din alte țări. Dr. Chaim Weizmann a devenit ulterior cofondator al statului evreu și primul președinte al acestuia. Stimați ascultători, lucrurile care se petrec în jurul nostru nu sunt la întâmplare. Așa cum spuneam și data trecută, în perioada primului război mondial a fost o lume intermediară care era complet marcată de secolul al XIX-lea, și în care în același timp au fost dezvoltate și implementate aproape toate caracteristicile secolului al XX-lea. A fost un amestec de lut și fier, așa cum spune profetul Daniel. Nici astăzi nu este mai bine. Europa în special, dar și lumea în general caută unitatea. Fiecare dorește epoca de aur a siguranței, fiecare dorește din nou paradisul, dar cu toții doresc acest lucru în condiții proprii. Vestul poate într adevăr tolera islamul, dar mulți islamiști nu mai au nimic altceva decât dispreț pentru apusul decadent. Europa visează la Turcia, Turcia la Imperiul Otoman. Rusia vrea să se întoarcă înapoi la vechea ei dimensiune națională, vestul preferă ca totul să fie internațional și multicultural. Mulți creștini ar vrea să aparțină societății postmoderne, dar societatea nu îi dorește. Pe de o parte, se răspândește ateismul, iar pe de altă parte, oamenii cer categoric cu glas tare stabilitate, siguranță și protecție. Religia este substituită cu o nouă spiritualitate individualistă. Conceptul de familie este înlocuit cu conceptul eu. Toți își doresc părticica lor de paradis, dar căile spre așa zisul Rai sunt pline de amăgire. Primul război mondial a accelerat această stare de fapt existentă, când a început epoca ideologiilor ateiste și a catastrofelor grosolane, după cum afirmă cu convingere expertul în istoria bisericii Armin Șersin. Singurul lucru cu care astăzi, mai mult ca oricând, putem rezista împotriva tuturor acestora este Evanghelia Domnului Isus Hristos. Timpul de pe ceasul lumii expiră în curând. Domnul vine în curând. Hristos, nu omul, va întemeia împărăția păcii și astfel cea mai bună dintre lumi. Aceasta este ceea ce ne învață istoria și ne este confirmat de cuvântul profetic al Bibliei, afirmă autorul René Malgo. La final nu putem spune decât așa cum spune Biblia, Maranata, Amin, vino Doamne Iisuse! Aici se încheie, estimați ascultători, rubrica la ordinea zilei de astăzi. Astăzi și ieri am lecturat un material din publicația Strigătul de la Miezul Nopții, numărul 7 pe 2014, despre începutul primului război mondial. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!